Doamne ajută la toată lumea, Dorian aici. Și azi vorbim de Ion, de Liviu Rebreanu. Dar noi actor, mă, n-a jucat în film? Are, Beciuc, l-a dat făcut bere. Am înțeles. Așa, frățiorii mei, mai ales ăștia de dați bacu, acuși de văsim, cum ți-ți ieși panica în aer, ca la accidentele aviatice, la devreme. Deci pentru voi m-am gândit să dau Ion, că altfel ziceam ceva de Coelho. Așa că din partea mea, Dorian Cititorul, pentru toți frații care dau bacu până și cei neprezentați, atenție mare, nu e simulare! Bun așa. Acțiunea are loc într-un sat în Transilvania, fără vampir de-n Twilight, unde se face o horă la care vin toți șmecherii din sat să stea la caterincă și la băut pălincă cu energizat. Și printre toți mari șmecheri strânși și acolo la party, printre două țărânci animatoare de acolo, apare și un lache terminatul, Ion, că de asta se și cheamă așa românul, romano, șeful Alița de bani, cel fără de casă și mijloc de transport și mai ales pământ. Și se uită John la bogați și printre bogați erau și două bagaboane. Una de-o iubea el, de-i dădea tot timpul dedicații și lăsa flori în bancă, și una urâtă, terminată, de n-ar primi ăștia nici la România au talent. Dar John, pentru că în primul rând era pe scăpat de sărăcie, de datorii, că avea o grămadă pe caier la non-stop la tantimara lui Slavici, în loc să o vrăjească pe aia de avea drăgan la ea, se duce să o vrăjească pe aia boccie, mă, vai dă capul ei, dă. Pentru că frățiorii mei, asta avea dita mai valoarea, bandă la tasu, că dacă aveau pe vremea aia hairstylist, chirurg, plasticieni, etc., o făceau prezentabilă pe român, că să nebunesc. Dar nu era. Așa că s-a pus românul pe vrăjeală și mi-a amețit-o pe de s-a el din prima. Tasu la boccie n-a mai avut ce să facă și a dat-o de nevastă lui John, că dacă i-a rupt cirea așa, nu mai avea ce să facă cu ea. Și John săracu, șeful la lipsă, se trezește a doua zi după nuntă, bogat, nu mâncați, și iese afară de în casă, trage aer în piept, se cred, și după aia se duce și se uită la pământul care mai nou e al lui. Și românul de Sandilău ce era, începe frățiorii mei de să pune în genunchi și se mozolește cu glia gen pământul, îi bagă limba în gură la pământ, bă, și după aia pune și mâna pe... Da, la român nu era de ajuns că avea totul ca lupul din strada zidului și își amintește că la partiul de bagabonzi de la început nu a dat acolo la românca aia de-o iubea el. Așa că John Sandilău se duce pe la casa lui aia, care deja era măritată cu un fraier de-l bați în curtea școlii, și aprinde singurică și îi dă la sapă o oară, iar culege. Și în timp ce făceau fraierii munca agricolă, vine terminatul ăla de oagăr vai de capul lui și mi-l hăcuiește pe John. Da, frățiori mei, îl omoară. Ceea ce nu cred că nu i-a convenit lui John. Adică l-a băgat ăla în pământ. Concluzia e, frățiorii mei, că dacă ești și vrei să-l lași pe fraier, nu te întinde, că ja vine destinul și îți dă peste față. Hai, mai ușor cu halada. Vă pupă, fratele meu.